Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală. Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost, ci despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu dinspre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Iar din viitor vin către noi oameni foarte interesanți, tineri care ne rescriu prezentul pentru a ne adapta mai bine la lumea care vine. Cum o fac? Scriind coduri și creând aplicații care ne schimbă viețile. Așa a făcut Sebastian Cochinescu. În România a studiat relațiile publice și programele multimedia, iar în 2017 ajungea la Universitatea Berkeley din California, unde s-a inițiat în tainele tehnologiei care ne transformă viețile, blockchain. Tot în Statele Unite și-a pus pe picioare propria lui afacere, startup-ul Supply Blockchain, care furniza în 2019 servicii de blockchain pentru cel mai mare exercițiu medical militar din istoria NATO. E vorba de programul Vigorous Warriors 19, care a avut loc la baza noastră militară de la Cincu și la care au participat peste 2500 de oameni din 29 de țări. În 2018 creează un nou brand, Tailpad, o aplicație care asigură trasabilitatea produselor, adică îți garantează prin tehnologia blockchain parcursul și starea unui produs. Și de când sunt vizitat și de COVID-19, Sebastian a hotărât să ofere serviciile Tailpad în mod gratuit tuturor companiilor afectate de coronavirus. Sebastian, bine ai venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem evident oamenii care vin din viitor. Noi vorbim despre blockchain la această emisiune de vreo 2 ani de zile. E o tehnologie nouă și ca la orice început de drum, e mai greu de înțeles de oamenii care nu au avut ocazia să interacționeze cu ea sau nu au avut timpul să o studieze. Eu cred că această tehnologie ne va schimba viețile și le va schimba bine. Povestește-ne cum ai ajuns tu de la studii de relații publice la Facultatea de Jurnalism din București la blockchain, tehnologie de care te-ai folosit pentru a-ți lansa startup-ul din Statele Unite. Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație și mulțumesc frumos pentru un intro atât de fain. Sincer să fiu, ascultat și ziceam, wow, ce bine sună, despre cine vorbește oare? Așa că apreciez research-ul pe care l-ați făcut. Păi, traseul meu, dacă asta este întrebarea pe unde, cum le-am ajuns dintr-o parte în alta și cum am ajuns să fac asta, este un pic și mai complicat sau mai interesant decât dintr-o facultate într-o zonă de tehnologie. Practic, orice succes peste noapte durează foarte mulți ani. Povestea mea a început în anii 90, atunci m-am îndrăgostit de tehnologie, atunci am început să programez. Am avut noroc, în loc să-mi cumpere tatăl meu un joc din acela cu butonașe de la televizor, care se conectează la televizor, să-mi iau un HC90, un calculator antic. Și astfel primul meu contact cu calculatoarele a fost unul de programator, nu de a mă juca sau a face altceva. Însă n-aș vrea să presupun că nu avem 2 zile la dispoziție să discutăm, am să încerc să sumarizez. Am început să lucrez la sfârșitul anilor 90 în media. M-a pasionat întotdeauna confluența dintre, să-i spunem, artă și tehnologie. Artă la modul general, sunt un fericit, mă aflu în situația fericită de a fi la acea confluență. După aceea, dând peste ani, pe repede înainte, am lucrat, întotdeauna m-am reinventat cam o dată la 2-3 ani în ceea ce fac, dar păstrând o legătură foarte strânsă cu zona tehnologică. În antreprenoriat am pornit în 2015, după 16 ani de multinațională și astfel, cum spuneai, am ajuns în 2016-17 să mă focusez pe blockchain, pe această tehnologie minunată. Deci traseul meu a fost unul sinuos, unul foarte interesant și n-a schimbat absolut nimic. Am învățat foarte mult, am avut eșecuri și în zona de startups, am avut tot felul de reușite în foarte multe alte zone, iar ceea ce fac acum, ceea ce la Tailpad facem este, pot să zic, cum spuneam, un succes, o încununare a multor ani de treabă și de a fi tocilar până la urmă. Legat de blockchain și de tehnologia asta, ce este sau cum ne va schimba viețile,
foarte, foarte pe scurt spus, este o bază de date sau un fișier Excel, să spunem, în care ai liniuțe. De acele liniuțe, acele rânduri sunt tranzacții, iar acele tranzacții se deosebesc față de o bază de date standard sau un fișier Excel, cum spuneam, prin faptul că sunt de neșters, de nemodificat. Odată adăugat ceva în blockchain nu mai poate fi șters. Sunt transparente, publice, toată lumea poate vedea ce s-a întâmplat și când, ce s-a tranzacționat, și de aici derivă foarte, foarte multe folosințe ale tehnologiei. Și cea mai importantă problemă rezolvată de fapt de blockchain, și de ce e o problemă veche de câteva zeci de ani, este acea numită dublă cheltuială în cazul unor tranzacții. Dacă cineva îi dă cuiva, să spunem, o monedă, în internet este sau era foarte greu până la apariția blockchain să se, până la apariția Bitcoin, de fapt, care este blockchain-ul original, era foarte greu să asiguri faptul că acea monedă nu este de fapt recheltuită încă o dată și încă o dată și încă o dată. Așa că, sumarizând, este o tehnologie care permite tranzacții de orice fel, nu doar financiare, care sunt de nemodificat, transparente și asigură o încredere folosindu-se de internet și de tehnologie, în care, pe care până acum nu puteam să o asigurăm decât prin două moduri: fie contactul direct, fie delegând autoritatea către un terț, către o parte care să ne notarizeze, să spunem, această interacțiune. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Totul se accelerează și știu că, așa cum am spus în introducere, ai dat posibilitatea companiilor care au fost atinse de acest afectate de coronavirus să acceseze în mod gratuit aplicația ta. O să vorbim despre ce ai făcut acolo cu Tailpad. Aș vrea înainte de toate însă să spui ce crezi despre această accelerare pe care coronavirusul a adus-o în viețile noastre, pentru că ne obligă să mutăm din ce în ce mai mult lucrurile în digital. Oricum o făceam, dar acum o facem cu o viteză care ne depășește imaginația. Cred că a fost furtuna perfectă, să spun, sau picătura care a umplut paharul. Practic, coronavirus, din păcate, este o mare, o chestie foarte rea ce se întâmplă, sau, mă rog, în același timp, este, poate putem vedea și părțile bune. Dar dacă ne uităm un pic în urmă, am să vă spun ceva ce am citit în cartea intitulată Individul Suveran, unde autorii prevesteau încă din 1997 ce se va întâmpla cu aceste monede digitale, de exemplu, că vor înlocui sistemul financiar global. Chestia la care participăm cu toții și o vedem întâmplându-se în fața ochilor chiar zilele astea. Cred că, așa cum spuneau autorii acestei cărți, suntem la sfârșitul unui ciclu de vreo 500 de ani și la începutul unui an nou. Suntem privilegiați că asistăm la chestia asta și COVID-19, bineînțeles că doar a accelerat sau a contribuit ca un catalizator la ceva ce oricum începuse să se întâmple. Dacă ei povesteau de asta în 97, dai seama că în 20 ceva de ani mai târziu nu puteam să ne așteptăm decât să vedem că se întâmplă lucruri din ce în ce mai repede. Legat de COVID-19 și accelerarea digitalizării, să-i spunem, aș aminti aici de guvernul din Marea Britanie, care a trecut în câteva zile de la instaurarea lockdown-ului, a trecut o lege și a aprobat-o de telemedicină, lucru care nu se întâmpla în UK de ani de zile. Era acolo, era pe masă, era propusă, era totul doar să se întâmple. Și în momentul în care s-a instaurat blocajul acesta, și anul trecut în martie, dacă nu mă înșel, în doar câteva zile a fost aprobată, a fost instaurată și au beneficiat de efectele acestei legi, de fapt, milioane de oameni. Așa că, da, evident, încă de anul trecut, din februarie-martie, am început să vedem că se întâmplă lucruri pe repede înainte. Vedem că se întâmplă și în România, din fericire, sperăm să se implementeze cât mai repede și cât mai bine. Noi venim din viitor. Prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
Și în România, dacă ne uităm la câte am amânat, ne-am trezit cu o țară în care avem o armată de informaticieni și de super creiere care fac astăzi unicornuri în lume și în același timp o administrație de evul mediu, trebuie să o recunoaștem, îngropat în hârtii, în proceduri absolut care nu au nicio legătură cu lumea în care trăim. Deci e o distanță enormă, o prăpastie între modul cum ne gestionăm țara și ce am putea face cu resursele pe care le avem. Cum vezi tu din perspectiva ta o țară ca România, care își doresc să se dezvolte, să ajungă din urmă Europa Occidentală, în contextul acestor noi tehnologii? Pentru că mie mi se pare că este o oportunitate absolut uriașă, adică putem într-un timp foarte scurt, ceea ce n-am fi imaginat acum câțiva ani, putem într-un timp foarte scurt să facem un salt uriaș în materie economică. Sunt foarte optimist și încrezător în România, pentru că poate cumva accidental am avut norocul extraordinar ca în bancul acela în care au reușit să treacă peste zona de... Am reușit să trecem peste cablări pentru că am nimerit direct în Wi-Fi. Cam așa și noi. Am sunt niște etape și s-ar putea să ne oblige cumva din urmă Uniunea Europeană sau oricine ar fi forțele astea geopolitice să ne adaptăm mai repede decât vroiam, apropo de birocrație, să sărim de la hârtii direct în blockchain, ceea ce ar fi senzațional. Și ca o scurtă paranteză, chiar sâmbătă a pornit un hackathon pe blockchain în Cluj, unde primăria încearcă să de fapt să atragă soluții de blockchain pentru administrația locală. Mi se pare extraordinar că se întâmplă așa ceva în România. Se întâmpla de câțiva ani în San Francisco, de exemplu, dar acum particularizat pe blockchain se întâmplă în Cluj. Mi se pare extraordinar. Nu știu exact în ce stadiu sunt ei cu digitalizarea, știu că stau bine, dar pe partea de blockchain, să te gândești la nivel de administrație locală, este senzațional. Deci cred că în România avem câteva flori cu care, bineînțeles, nu se face primăvară, dar mai avem un avantaj strategic, faptul că din spate avem fratele mai mare sau sora mai mare, Uniunea Europeană, care nu o să ne lase, vedeți exemplu cu vaccinul, da? Avem vaccin cât n-au mulți dintre vecinii noștri, toți datorită Uniunii Europene, avem un foarte mare noroc. Deci cred că vom reuși să ne poziționăm foarte, foarte repede acolo unde deja suntem în alte domenii și în partea asta de administrație. Nu neapărat prin meritul nostru, cât că vom fi obligați să o facem. Și asta e un lucru bun, pentru că uitați, să avem cu toții de beneficiat de pe urma tehnologiei accelerate peste noapte, să spunem. Tu ai plecat din România și ți-ai deschis business-ul, startup-ul în Statele Unite. Povestește-ne puțin despre acest startup. Ce face platforma ta, ce oferă și cum ai ajuns să o faci, să o fabrici? Ok, foarte pe scurt, noi vindem încredere. Așa îmi place mie să spun că practic încrederea asta, da, este foarte, foarte grea de, foarte greu de câștigat încrederea și foarte ușor de pierdut. Practic o pierzi o singură dată. În principiu, nu prea ai cum să o pierzi de două ori decât dacă ești naiv sau credul sau îți dorești să fii mințit. Așa că, un pic mai concret, tehnologia blockchain pe care o folosim și platforma pe care o punem la dispoziție rezolvă probleme în anumite domenii, dar hai să luăm un domeniu drag nouă și mai recent, cel de siguranță alimentară și produse contrafăcute. Practic, în zona aceasta de lanț de distribuție, producție, distribuție și comercializare de produse alimentare, din păcate nu prea știm ce mâncăm, de unde vine mâncarea aia, de unde vin materia primă și produsele, unde au fost ele făcute și cât de ok sunt, dacă sunt contrafăcute sau nu. Și aici, ca o scurtă paranteză, 2 din 3 borcane de miere din lume sunt false. Practic ajută la accelerarea unor boli sau una din 5 sticle de vin iarăși este falsă. Asta este un aspect, o problemă pe care o rezolvăm cu soluția noastră de trasabilitate și proveniență. A doua problemă, poate mai importantă, este cea legată de siguranță alimentară. În fiecare an, sute de milioane de oameni sunt îmbolnăviți și chiar mor, dintre care mare parte copii. Adică dacă nu ne pasă de copiii noștri, nu știu de ce anume ar putea să ne mai pese pe lumea asta. Și noi rezolvăm asta adăugând această siguranță, transparență și încredere în lanțurile de producție, transport, distribuție și comercializare a produselor alimentare, astfel încât practic pe produs scanezi codul nostru și vezi proveniența, vezi originea, vezi pe unde s-a plimbat, când a fost produs, cât de fresh este produsul, cât de proaspăt, când
și în ce condiții a fost produs. Iar toate datele astea, fiind practic în blockchain, înseamnă că ele nu pot fi modificate, nu poți minți. Noi de aia spun că vindem încredere. Sper că am fost destul de clar în ceea ce facem. Acum, în ceea ce privește traseul sau cum am ajuns în companie, compania a fost creată în Statele Unite din motive inițial de investiție. Mai ușor se iau banii sau se luau acum 3 ani din Statele Unite decât din România. Între timp, sunt foarte, foarte bucuros să văd că și mediul de investiții din România în startup-uri a explodat. Practic a explodat. Acum, dacă ai un startup în România și nu iei bani, înseamnă că ceva e în neregulă, pentru că sunt atâția bani în piață și atât de multe organizații și vehicule prin care poți să faci asta, încât nu prea ai nicio scuză. Dar acum era un pic diferit, de aceea entitatea este stabilită în America, dar cu o subsidiară în România, evident, pentru că sunt aici, sunt român și lucrez cu firme și cu firme românești. Iar al doilea motiv este piața din America, normal, care este mai ușor de adresat în Statele Unite de către o firmă din Statele Unite. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Avem în România câteva exemple care uriașe, firme despre care toată lumea vorbește acum pentru că sunt un mare povești de succes, nu? Cum a fost Bitdefender, UiPath, care e valorizat acum la 35 de miliarde de dolari, adică vorbim despre robot process automation, unde România, iată, este în vârful mondial pe piață. A apărut acum o altă firmă cu care voi lucrați, din câte am văzut, Elrond, ultimele săptămâni a ajuns la o capitalizare de peste 2 miliarde de dolari, o firmă pornită din Sibiu. Deci se întâmplă niște lucruri extraordinare. Din păcate nu prea vorbește presa pe la noi despre aceste povești de succes, vorbim despre tot felul de bazaconii. Cred că avem nevoie noi ca țară să ne spunem puțin o poveste diferită despre țara noastră, despre noi, pentru că nu suntem așa cum ne vedem de multe ori la televizor. România e plină de oameni inteligenți, tineri cu inițiativă și, cum spuneai, plouă cu startup-uri. Eu sunt cu cura căscată când văd câte vin și ce idei au și e fabulos. Ce îi spune tu tinerilor din România care să simt puțin pierduți în școală? Școala, să o recunoaștem, nu le oferă perspectivele de care au nevoie. Ce le spune acestor tineri care ies de pe băncile școlii și intră pe o piață în plină efervescență, de fapt? Le-aș spune ce le spun tot timpul și în perioada în care am fost profesor la Universitatea din București. Am insistat pe o singură chestie, să vă faceți temele. Indiferent despre ce este vorba, că vreau să-mi iau un job, că vreau să-mi pornesc un startup, că vreau să atac o piață nouă, că vreau să fac bani, că vreau să fiu un om mai bun. Indiferent ce îți dorești să faci, indiferent de vârsta la care ești de fapt, nu neapărat tânăr sau mai puțin tânăr, dacă își fac temele și fac o cercetare înainte și văd ce se întâmplă cu zona respectivă și adresează o problemă într-un mod corect și coerent, vor avea succes, indiferent cum se măsoară acesta. Pentru că, practic, ce s-a moștenit din trecut în România este un fel de hai să o să fac eu după ureche, mă descurc eu mai târziu. Nu știu cum voi face, dar mă voi descurca. Noi suntem descurcăreți ca nație și asta e o treabă bună, că ne descurcăm în anumite circunstanțe, însă în majoritatea timpului, mai ales când vorbim de business, mai ales când vorbim de startup-uri de tehnologie, nu merge după ureche, nu merge să zici, las că, uite, știu eu un pic de programare, mai știu 2-3 oameni care poate o să-mi cumpere produsul și gata, o să fiu de succes. Și asta, de asta mi-am dat seama în Statele Unite, în Silicon Valley, unde pur și simplu să zicem că dacă ai 100 de lucruri de bifat ca startup înainte de a merge la un investitor, numai unul din acele 100 lucruri, dacă nu l-ai bifat, ești descalificat fără drept de apel și îți irosești un glonț pe care ar fi putut altfel să-l folosești. De ce? Pentru că acei investitori, dau un exemplu mai concret, dar acei investitori au la coadă încă 200 de startup-uri care fac poate același lucru și au cele 100 de lucruri bifate și de vreo se uită la
Ok, dar ce aduci tu în plus? Cu ce vii tu în plus? Ce știi tu și nu știu ceilalți? Care este secretul tău? Care este diferențiatorul tău? Dar în niciun caz nu se gândesc, ok, ăsta are 90-95 bifate dintr-o sută de lucruri pe care ar trebui să le bifeze în mod normal. Las că îi dau eu niște bani și o să și le bifeze la un moment dat. Sub nicio formă nu se întâmplă asta. Ești descalificat din start. Și asta este, până la urmă, ghinionul, dacă vrei, al startup-urilor românești. Încă mai sunt o parte dintre antreprenori în mindset-ul las că mă descurca eu mai încolo, văd eu cum fac, tu dăm banii că mă descurc eu să rezolv hibele sau să peticesc pe drum. Atenție, nu e vorba de peticit produsul sau mai știu eu ce, că asta e normal, să dacă nu l-ai lansat și ți-e rușine de el, înseamnă că l-ai lansat prea târziu, a zis cineva mai deștept decât noi. Însă vorbim despre lucrurile alea standard, de genul ai identificat o problemă sau ai un produs făcut de dragul de a, din de tehnologie. Problema aia, pentru problema aia, e cineva dispus să-ți dea bani sau nu? Genul ăsta de făcut temele este esențial în orice, dar cu atât mai mult în zona de startup de tehnologie. Da, cred că asta avem de învățat de la spațiul occidental, această disciplină și rigurozitate pe care în România, să o recunoaștem, nu prea o avem. Suntem foarte creativi, dar principiul ăsta, las că mă descurc, merge până niște limite. Mă bucur că văd că din ce în ce mai multe firme românești se poziționează cu produse pe piața internațională și au început să rezolve și problema asta, să spunem, a marketingului, adică să duc un produs al lor. Nu se mai duc la niște firme care angajează ca să facă ei codul și aplicații pentru acele firme cu putere financiară mare. Nu, sunt firme ca a ta și altele care au plecat din România sau care s-au deschis în alte părți de către români și care vin cu un produs efectiv pe piață. Acum, dacă tu suntem la o emisiune despre viitor, aș vrea să ne spui cam ce planuri de viitor aveți voi, ce urmează în ce vă privește. Păi, practic, bucățică cu bucățică, cărămidă cu cărămidă, lucrăm la misiunea companiei, care este să influențăm pozitiv viața cât mai multor oameni, într-un mod foarte general spus. Și un pic mai concret, să reușim să aducem trasabilitatea și proveniența produselor un pic mai aproape și mai în ochii oamenilor. O mică paranteză legată de ce ai spus, că acum startup-urile sau companiile de tehnologie se adresează unor piețe de fapt deschise către orice țară. Cred că mai important este, bineînțeles, e normal să fii nișat pe o anumită țară sau pe o anumită zonă de interes la început, dar mai important este ce problemă rezolvă startup-ul decât ce piață adresează. Pentru că rețeta standard este, ok, pornesc undeva mic, poate în România, poate după aia în zonă, Bulgaria sau Polonia sau mai știu eu ce, și după aia mă extind în Europa de Vest și după aceea ajung și în America. Ok, poate are sens, nu știu ce să zic, însă ce sigur are sens este să rezolvi o problemă care, dacă este și internațională, este cu atât mai bine. Deci asta este ce vreau să adaug, iar legat de planuri de viitor, cum spuneam, să influențăm pozitiv viața cât mai multor oameni. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Îmi place ideea asta de a pune în spatele făcutului de bani pe care o firmă asta face bani, are nevoie să facă profituri ca să se dezvolte. Mai este și o filozofie care ține de viață, mai este și o viziune despre lume și viață. Când spui că cu business-ul meu vreau să fac o lume mai bună, eu te cred. Eu te cred pentru că văd cum vorbești, văd energia din care vorbești și știu ce faci. Cât de important crezi că este pentru tinerii ăștia care vin acum cu startup-urile din spate să înțeleagă și acest aspect, că în spatele a ceea ce fac este de fapt un angajament personal care ține de valori, de viziunea despre lume și viață și lucruri care țin de interiorul nostru. Am avut chiar recent o discuție foarte interesantă în care s-a abordat și această temă a valorilor în startup-uri pe Clubhouse, noua jucărie minune a timpurilor noastre. Și răspunsul este foarte greu de dat, pentru că genul acesta de motivație, de valoare, de a fi un om bun sau nu, sau de a face bine sau nu, sau de a face doar bani,
Astea sunt lucruri foarte, foarte personale și cred că țin de o experiență a fiecărui om în parte. De aceea contează extraordinar de mult în orice companie și cu atât mai mult în startup-uri cultura organizațională, ce cultură inspiri în acea organizație încă de când e mică. Și dacă sunt, pe scurt spus, 1, 2, 3 oameni care visează la fel, e bine, e în regulă, indiferent că e vorba să facă bani sau altceva. Dacă asta e valoarea, nu e nimic rău să faci bani, Doamne ferește, în asta am vrut să spun. Și important este ca visele să fie impregnate și să nu fie toxice și să fie spre ceva pozitiv. Și atunci restul va veni de la sine. La început, într-adevăr, o companie ca o plantă mică pe care o pui într-un ghiveci, cum spunea un prieten de-al meu și a făcut această paralelă cu startup-urile, are nevoie de apă, are nevoie de soare, are nevoie de poate de îngrășământ. Asta înseamnă bani, de fapt. Și din fericire, în zilele noastre, banii investitorilor exact asta aduc. Aduc acele ingrediente care pot susține planta până când ajunge să fie un copăcel și atunci începe singură să facă tot ce trebuie să crească mai departe. Deci nu prea poți să nu vrei bani, cel puțin la început, dar poți să zicem să nu iei din secunda zero de la clienți. Poți să, dacă e o idee destul de importantă și revoluționară, care însă are un pic de nevoie de timp de maturizare, banii aia poți lua la investitori. Dacă în schimb nu este o astfel de idee revoluționară și poate să se autosustină, este cel mai bun mod de a valida că e pe drumul cel bun. Adică dacă din prima secundă, cum am fost noi, primești un client care îți dă bani pentru ceea ce faci, înseamnă că ești în zona care trebuie. Noi, din punctul ăsta de vedere, așa am validat ce facem și am avut și de partea noastră investitori din România, Netopia, care ne-au susținut încă dinainte de a ne deschide. Așa că asta aș spune tinerilor antreprenori, să se focuseze pe ce-o fi, nu contează dacă e pozitiv, și dacă au în cap un scop comun în echipă, astfel încât să-și pună problema la un moment dat, ok, dacă eu ar fi să nu dorm câteva nopți sau să nu mănânc sau să aș face sacrificiul ăsta sau am fost un pistolar angajat doar să de pe zi pe alta să fac niște bănuți și să merg mai departe. Ceea ce nu e rău, se poate și asta, dar aia nu se mai cheamă startup, aia nu se mai cheamă viziune, aia nu se mai cheamă schimbat ecosistemul oricărei industrie. Iată, am ajuns la finalul emisiunii, întrebare rapidă și o să te rog un răspuns rapid. Dacă ai avea un robot și ar face toate treburile din lume în locul tău și ai avea tu tot timpul pentru tine, ce ai face? Cred că m-aș focusa evident pe ce mă pasionează în afară de zona asta de a îmbunătăți viețile oamenilor, respectiv pe timp, entropie, dragoste și adevăr. Oh, frumos, frumoasă concluzie. Sebastian, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit pe Sebastian Cochinescu, un tânăr care a plecat din România către Eldorado în Statele Unite. Nu a fugit în vestul sălbatic după aur. A mers în California unde a găsit aur digital, adică tehnologia blockchain. A făcut ceea ce fac din ce în ce mai mulți tineri din România care construiesc în spațiu digital viitorul meu și al tău. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune. Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube. Eu vin din viitor, Mirel Bran. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce se făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa. Ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună. Dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.